Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Sofia Obadă și vă prezint principalul jurnal al zilei. Ne puteți urmări și pe site-urile jurnal.md, jurnaltv.md, dar și pe canalul nostru de YouTube să vedem titlurile ediției. Omul de afaceri Veaceslav Platon a fost achitat în această seară în dosarul fraudei bancare prin decizia judecătoriei Chișinău, sediul Buicani. Detalii vă oferim imediat de la fața locului. Plafonarea începând cu 1 iulie de către ANRE a prețurilor la carburanți irită companiile petroliere. Reprezentanții acestora spun că vor fi nevoite să suporte pierderi fără precedent. Până acum, petroliștii stabileau singuri prețul de comercializare. Curtea de apel a amânat pentru mâine pronunțarea unei decizii în privința numărului secțiilor de votare destinate pentru diaspora în alegerile anticipate din 11 iulie. Dosarul este examinat a patra zi, unul dintre judecători fiind înlăturat astăzi de la examinarea cauzei. Tot astăzi, Curtea Supremă de Justiție a suspendat examinarea contestației vizând deschiderea unor secții de votare pe teritoriile temporar ocupate din stânga Nistrului și a solicitat intervenția Curții Constituționale. O benzinărie din Novosibirsk a sărit astăzi în aer în timpul alimentării unui automobil la pompă. Cum s-a întâmplat și care sunt consecințele, vă spunem în jurnal. Achitat în dosarul fraudei bancare, sentințele de condamnare pe numele omului de afaceri Veaceslav Platon emise de judecătoria Chișinău cu sediul Buiucan, de Curtea de Apel, dar și cea emisă de Curtea Supremă de Justiție au fost astăzi anulate. Detalii are Iulia Sarivan. Bună seara, Iulia! Bună seara, Sofia! Bună seara, doamnelor și domnilor! Acum aproximativ o oră, magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul Buiucan l-au achitat pe Veaceslav Platon în dosarul fraudei bancare. Totodată, aceștia au menținut sechestrul pentru o parte din averea acestuia în valoare de peste 800 de milioane de lei pentru un termen de o lună. Decizia magistraților de astăzi poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău, însă nici procurorii și nici avocații lui Veaceslav Platon nu vor contesta această decizie. Totodată, judecătorii de la Buiucani au obligat instanțele competente să găsească făptuitorul în acest dosar. În 2017, Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, iar în anul 2020 acesta a ieșit din penitenciar la solicitarea procurorului general Alexandru Stoianoglo. Se admite cererea de revizuire înaintată de procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale în cauza penală de învinuire a lui Platon Veaceslav, învinuit în baza articolului 190, alineatul 5, 243, alineatul 3, litera B, cod penal. Se anulează sentința judecătoriei Chișinău, sediul Buican, din 20.04.2017, decizia Curții de Apel Chișinău, din 18.12.2017, decizia Curții Supreme de Justiție, din 14.11.2018, Ședința de azi de la Curtea de Apel vizând numărul secțiilor de votare din străinătate și cererile de recuzare a unor judecători a fost reprogramată pentru ziua de mâine. Procesul va fi reluat la ora 9. După mai multe cereri de recuzare în a patra zi de ședință de la Curtea de Apel Chișinău, magistratul Ecaterina Palanciuc a fost înlăturată de la examinarea contestațiilor depuse de mai multe partide. Palanciuc a fost recuzată pe motiv că a făcut parte din completul de judecată care a menținut decizia de anulare a alegerilor locale din 2018 din Chișinău. Ulterior, reprezentanții partidelor au cerut recuzarea magistratului Anatolie Minciună și a judecătoarei Veronica Negru, cea care a înlocuit-o pe Ecaterina Palanciuc. Partidul Acțiune și Solidaritate, Platforma DA, Blocul Renato Usatăi, Partidul Unității Naționale și AUR cer la Curtea de Apel ca în diaspora să fie deschise 190 de secții de votare, nu 146, așa cum a decis Comisia Electorală Centrală. După 3 săptămâni de campanie electorală, formațiunile politice înregistrate în cursa pentru alegerile parlamentare au raportat cheltuieli de milioane de lei. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, lider în acest sens este blocul Renato Usatăi. Formațiunea a raportat 5,4 milioane de lei drept cheltuieli de campanie, dintre care peste 3,4 milioane pentru publicitate. Pe locul 2 este Partidul Acțiune și Solidaritate cu cheltuieli de 2,4 milioane de lei. Puțin peste 1 milion de lei a declarat blocul comuniștilor și socialiștilor.
sexilor. Partidul Șor este pe locul 4 cu peste 980.000 de lei, urmat de Partidul Democrat cu aproximativ 750.000 de lei. Platforma DA a declarat aproape 550.000 de lei cheltuieli. Congresul Civic susține că a cheltuit 365.000 de lei, iar Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei 265.000 de lei. Omul de afaceri condamnat Vyacheslav Platon a confirmat că pregătește manifestații împotriva Maia Sandu și a celor de la PAS. Mai mult, astăzi Platon a menționat că nu exclude chiar revenirea sa în politică. Șefa statului l-a acuzat recent că ar reprezenta un pericol la adresa securității țării, iar în replică Platon a spus că o va acționa în judecată. Да, мы действительно, мы не получили вопрос от госпожи Майи Санду. За деньги она сделала, проголосовала на заседании правительства по госгарантиям, а также по аэропорту, либо по тупости. Платон susține că în prezent organizează echipe de oameni care să протестeze împotriva Майи Санду în mai multe locații. Мы действительно хотим, это в планах. Пикетировать президентуру, пикетировать дом, где она живет, с плакатами и вопросами. Так сделано это за деньги или по тупости? Între timp, secretarul PAS Andrei Spânu a scris pe Facebook că sunt organizate deja 30 de grupuri de oameni care vor încerca să destabilizeze întrunirile electorale organizate de PAS. Scopul final, filmarea situațiilor de conflict și promovarea acestora pe rețelele de socializare și în mass media controlată de aceștia. În ultimile săptămâni, Vyacheslav Platon a comentat activ acțiunile Maiei Sandu. El a mers inclusiv la protestul organizat la CEC. Platon nu exclude că ar putea reveni în politică. Если подобные нападки, которые сегодня на меня происходят, будут продолжаться, эти люди меня вынудят идти в политику. La sfârșitul lunii mai, procurorii au anunțat că renunță la învinuirile aduse lui Platon în dosarul fraudei bancare. Imediat a reacționat șefa statului. Maia Sandu a menționat că gruparea lui Platon reprezintă un pericol pentru securitatea statului, iar acțiunile acestuia ar putea afecta grav stabilitatea financiară a țării. Echipa noastră va contribui la sporirea gradului de participare a cetățenilor la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. De această dată îi veți vedea pe prezentatorii noștri altfel. De data asta am încercat să-i scoatem pe prezentatorii noștri din tipare, să-și spună păsul lor, îndemnul să fie cumva firesc, sufletesc, ieșim din studio, am vrut ca prezentatorii noștri să vorbească ca un om simplu, să îndemne oamenii de ce ar trebui să meargă la vot. Care va fi sloganul campaniei declanșate de Jurnal TV, aflați la știri. Curtea Supremă de Justiție a suspendat examinarea contestației în privința hotărârii Curții de Apel ce vizează cele trei secții de votare pe care CEC intenționează să le deschidă în stânga Nistrului. Magistrații CSJ au cerut Curții Constituționale să se expună. Astfel, judecătorii CSJ au admis cererea depusă de avocatul platformei DA cu privire la sesizarea Curții Constituționale. Platforma DA a contestat în instanță decizia CEC prin care s-a decis creșterea numărului de secții în regiunea transnistreană până la 44, două secții urmând a fi deschise pe teritoriul controlat de autoritățile separatiste. Cazul a ajuns în justiție după ce Serviciul de Informații și Securitate a avertizat asupra unor riscuri de securitate și a comunicat că CEC nu a consultat serviciul înainte să ia această decizie. Alți doi concurenți electorali au fost înregistrați de Comisia Electorală Centrală pentru scrutinul din 11 iulie. Este vorba de Partidul Regiunilor din Moldova, care a depus o listă cu 93 de candidați și Partidul Patrioții Moldovei cu 55 de candidați. Autoritatea electorală a înregistrat simbolurile acestora pentru imprimare în buletinul de vot, a confirmat reprezentanții cu drept de vot consultativ în CEC și trezorierii partidelor. În total, 22 de formațiuni politice și doi candidați independenți și-au anunțat intenția de a participa la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. 19 concurenți au fost deja înregistrați de CEC, iar alte 5 dosare se află în proces de examinare.
Postul nostru de televiziune are programate, începând cu ziua de mâine, dezbatere electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. În platoul Jurnal TV vor fi invitați toți candidații înregistrați la CEC. Primii concurenți sunt așteptați mâine seară, cu începere de la ora 20. Bătălia electorală a început deja. La Jurnal, dezbaterile electorale încep de mâine, 15 iunie. Vom organiza în acest an două etape de dezbatere electorale. Vom invita concurenții electorali de două ori în platoul dezbaterilor de la Jurnal TV. În prima etapă, la fel ca și în a doua, concurenții vor apărea în urma tragerii la sorți interne. Ultimile dezbateri electorale la Jurnal TV vor avea loc pe 6 iulie. Dezbaterile electorale vor avea loc la Jurnal TV pe 15 iunie, marți, mâine, 21 și 22 iunie, 28 și 29 iunie și pe 6 iulie. Îndemnăm telespectatorii să urmărească Jurnal TV și dezbaterile organizate de noi, pentru că vor fi aprinse și vor avea ce vedea pentru a-și alege alesul pe data de 11 iulie. Dezbaterile vor dura două ore. Pentru a le urmări, telespectatorii sunt chemați în fața micilor ecrane de la 20.00 până la 22.00. Acestea vor fi moderate de jurnalistul Dumitru Mișin. Jurnal TV de start campaniei Eu nu mai pot, mă duc la vot, unde atât prezentatorii noștri, cât și oamenii de rând își vor spune oful într-un spot video. Scopul proiectului propus de echipa noastră este de a contribui la sporirea gradului de participare a cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Obiectivele proiectului se pliază exact pe scopul propus, sporirea gradului de informare și educare alegătorilor despre procedurile electorale, atribuțiile Parlamentului și procesul de alegere a deputaților, sensibilizarea cetățenilor în ceea ce privește exercitarea unui vot conștient la alegerile parlamentare anticipate și, în același timp, informarea corectă și transparentă a cetățenilor. Noi nu mai pot. Până aici stau, cât poate, nu? Copiii lipsiți de grijă părintească și de educație. O țară împovărată de sărăcie și mizerie. Sunt martorul unei vieți pline de griji și nevoi, unei vieți trăite la limita sărăciei. Pe de altă parte, văd cum alții duc o viață de boier. Bătrâni care o duc de la o zi la alta, sau copii care nu au nici măcar o bucată de pâine pe masă. În perioada 11 iunie-11 iulie, pentru a încuraja prezența la votul parlamentar în rândul populației Republicii Moldova, Jurnal TV va difuza o serie de filmulețe, apeluri de îndemn din partea unor cetățeni, care vor conține mesaje extrase în mod simbolic din istoriile de nezbândă și trudă ale moldovenilor, ajungi la frustrație și saturație psihică din cauza sistemului și statorniciei politice. Fiecare filmuleț va fi finalizat cu îndemnul alegoric Eu nu mai pot, mă duc la vot. De această dată îi veți vedea pe prezentatorii postului nostru de televiziune altfel, spunându-și oful. De data asta am încercat să îi scoatem pe prezentatorii noștri din tipare, să-și spună păsul lor, îndemnul să fie cumva firesc, sufletesc, ieșim din studio, am vrut ca prezentatorii noștri să vorbească ca un om simplu, să îndemne oamenii de ce ar trebui să meargă la vot. Sloganul fiind Eu nu mai pot, mă duc la vot. Deci presupune o durere, o frământare lăuntrică care cumva să se asocieze cu toată lumea. De mai bine de 30 de ani ne aflăm într-o tranziție interminabilă. De 30 de ani ne lamentăm că așa ne-i dat, că aici nimic nu se schimbă. Și nu-i vorba că m-am dezamăgit sau m-am săturat. Vorba deja e în altceva. Atunci când bagi mâna în buzunarul propriu și acolo găsești mâna statului. Sunt martor a mii de istorii triste, istorii pline de nedreptate, istorii pline de lacrime ale unor oameni care nu-și doresc decât lucruri de care fiecare cetățean trebuie să aibă parte în mod necondiționat. Eu nu mai cred în sinceritatea lor vândută pe bani. Îi văd în pauzele de emisie. Ce spun la ora expertizei? La alte talk show-uri, de ale noastre, din țară. Nu poți să ignori realitatea în care mișună acești răpitori hrăpăreți. Nu mai pot să-i văd cum își fac mendrele. E timpul să-i schimbăm. Nu mai pot.
merg la vot. Campanie susținută de Asociația Promolex din sursele Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Iar acum aflăm de la Dumitru Mișin detalii despre ediția de astăzi a emisiunii Ora Expertizei. Bună seara, Dumitru! Bună seara, Sofia! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă aștept și astăzi, luni, la ora 20:00, la o nouă ediție Ora Expertizei. Vom discuta în continuare despre alegerile parlamentare anticipate. Ați văzut și voi, mai devreme, în știri, din nou și în continuare, de fapt, se dă bătălia pentru numărul de secții în străinătate. Asta e Republica Moldova. Încă discutăm despre dreptul la vot, dacă diaspora trebuie sau nu trebuie, mai poate, merită să aibă mai multe secții de votare. Îndemnăm membrii diasporii, cei care urmăresc Jurnal TV, inclusiv Ora Expertizei, să se conecteze și pe pagina noastră de Facebook, să discutăm acest subiect. Dacă aveți întrebări și la invitații mei din această seară, nu ezitați să le scrieți întrebările pe pagina de Facebook. De asemenea, discutăm și despre votul în regiunea transnistreană. O nouă problemă. Dacă este o găselniță pe care cineva dintre concurenții electorali încearcă să o exploateze, o să vorbim și la acest subiect. De asemenea, vom vorbi și despre târgurile politice din spatele acestei campanii, târguri mari. Ați văzut și dumneavoastră astăzi câteva subiecte tari care sunt cumva dincolo de politic, dar au mari implicații politice. Vă aștept la 20:00 la Ora Expertizei. Dumitru, îți mulțumim! Pentru prima dată de la declanșarea pandemiei în Republica Moldova nu a fost înregistrat niciun deces asociat noului coronavirus. Despre acest lucru a anunțat astăzi Ministerul Sănătății. Mai multe ne spune Eugenia Apostu. Bună seara, Eugenia! Bună seara, Sofia! Bun găsit, doamnelor și domnilor! După ce ieri autoritățile din sănătate anunțau că nu avem niciun caz de infectare prin COVID-19 în capitală, astăzi suntem informați că nu avem niciun deces legat de noul coronavirus. La fel, în ultimele 24 de ore nu s-a infectat prin COVID-19 niciun medic. Autoritățile din sănătate susțin că rata de infectare în rândul cadrelor medicale a scăzut considerabil după demararea campaniei de vaccinare. În același timp, Ministerul Sănătății anunță că în ultimele 24 de ore, 33 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus după ce au fost procesate aproximativ 3.000 de teste. Din numărul total de cazuri înregistrate astăzi, niciunul nu este de import. Atât la acest subiect, Sofia, e legătura. Eugenia, îți mulțumim, continuăm jurnalul. La Chișinău au fost comemorate victimele deportărilor staliniste din iunie 1941. Evenimentul a avut loc în preajma monumentului Trenul Durerii din Scoarul Gării. Acțiunea de comemorare vine să marcheze împlinirea a 80 de ani de la procesul de distrugere a elitelor naționale din Basarabia de către autoritățile sovietice. Nadejda Butnaru, în vârstă de 89 de ani, se regăsește și ea în lista miilor de moldoveni care au fost deportați. Atunci era doar un copil. Eu am avut 8 ani. Dar după mine era sora mai mică de 7 și una cea mai mică avea 3 ani. Câți copii erați? 6. 6 copii. Da. Și părinții? Cu mama, pe tata deodată l-a dus la sever Urala, în lager, în Stalinscă, unde tam e umer. Ia pomniu. Dar ce a trecut mama acolo este greu de închipuit că poți să reziști și supraviețuiești. Ea este o femeie foarte puternică, ea are vârsta care o are, dar este curată la suflet, este onestă, are principii. În situația bătrânei au fost și alți moldoveni. Unii s-au născut în vagoanele de vite în timpul deportărilor, alții au rămas pe drumuri fără nimic. Satul nostru Cornești este cu cale ferată și cu șosea și aproape de granița de România. Și de aceea bunicii mei și părinții mei au fost imediat deposedat de toată averea ca să nu fie duși în Siberia. Nu pot să uit niciodată, deoarece noi am rămas fără nimic, fără casă și fără toată averea care ne-au distrus-o sovieticii. Dumneavoastră unde v-ați născut? În tren. M-am născut și nu avem documente. Măcar ioc, 100 de grame de pâine, să ți se cară de oi. Să-i am și gata. Mai mult nicăieri.
La eveniment au participat și demnitari de stat, președintele țării și prim-ministrul interimar. E de datoria noastră să păstrăm vie memoria celor deposedați, umiliți și alungați din țară, mulți dintre care s-au pierdut cu zile în surghin. Această filă, repet, această filă a istoriei noastre trebuie să rămână în permanență una vie. Și fac acum cu această ocazie un apel către istoricieni. Cred că lipsește pe soclul ăsta lista nominală a fiecărui moldovean care a devenit victima NKVD-ului și a terorii bolșevice. Numărul oficial al deportaților nu se cunoaște cu exactitate. Conform estimărilor, însă, în noaptea de 12 spre 13 iunie, aproximativ 30.000 de persoane au fost urcate în vagoane pentru Viteș și duse în Siberia și Kazahstan. O persoană a murit, iar alte 16 au fost rănite după ce un microbus cu pasageri a intrat într-un camion parcat pe banda de urgență. Nenorocirea s-a produs în noaptea de duminică spre luni pe autostrada Deva-Nădlac. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, în microbus se afla și un cetățean al Republicii Moldova. Potrivit informațiilor preliminare, în microbuzul care venea din Cehia se aflau 17 persoane, 16 din Ucraina și una din Republica Moldova. Printre pasageri se afla și un copil de 8 ani. În urma accidentului, o persoană a murit. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Arad, o femeie a fost dusă la spital în stop cardiorespirator, iar alte două persoane au prezentat traumatisme grave. Restul pasagerilor din microbuz, printre care și moldoveanul în vârstă de 21 de ani, nu au răni grave și sunt în afara oricărui pericol. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat astăzi metodologia de calcul și aplicarea prețurilor la produsele petroliere. Documentul prevede marje maxime la comercializarea cu ridicata și cu amănuntul a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat. Prețurile vor fi stabilite pe 1 iulie. Până atunci, benzinăriile din Republica Moldova nu vor avea dreptul să recurgă la noi scumpiri. În weekend, petroliștii au majorat deja prețurile la benzină și motorină. Mecanismul aplicat la calcularea prețurilor de comercializare a principalilor produse petroliere prevede că acestea urmează să fie stabilite de către fiecare agent economic în parte și nu pot depăși prețurile maximale determinate în conformitate cu prevederile respectivei metodologii. La modul practic, odată cu importul carburanților, companiile petroliere urmează să-i atribuie fiecarei partide un preț maximal de comercializare. Acest preț se va baza pe următoarele elemente: cotațiile bursiere Platts pentru 14 zile anterioare efectuării importului, marjele comerciale stabilite de ANR, cotele accizelor și cotele TVA. Astfel, din 1 iulie și până la finele anului curent, marja adaosului comercial pentru benzină și motorină a fost stabilită la 2,33 lei litrul, iar pentru gazul lichefiat la 1,98 lei litrul. Reprezentanții marilor companii petroliere s-au arătat nemulțumiți de deciziile adoptate. Ei spun că marjele comerciale nu le vor acoperi nici măcar cheltuielile minime. Marja comercială specifică la produsele petroliere principale de 2,33 lei per litru și la GPL de 1,98 lei per litru nu acoperă cheltuielile minime necesare ale societăților petroliere, astfel încât aceasta este nevoită să suporte pierderi financiare fără precedent în istoria pieței produselor petroliere. Dacă dumneavoastră aveți cheltuieli de 50.000 de euro pentru chiria unei stații, spuneți-ne, vă rog, ce trebuie să întreprindă ANRE-ul ca să vă aducă la cunoștință că cheltuielile astea sunt prea exagerate? Sau dacă dumneavoastră aveți comercializarea dumneavoastră este de o singură tonă pe 24 de ore, dumneavoastră luați în calcul aspectul ce înseamnă comerț. Nu puteți să puneți dumneavoastră ineficiența dumneavoastră pe spatele consumatorului, sub nicio formă. Precizăm că în weekend companiile petroliere au afișat prețuri mai mari la benzină și motorină, în medie cu 30 de bani. Astfel, benzina A95 a ajuns să coste 20 lei și 66 de bani, iar motorina 16 lei și 99 de bani. Este a 8-a scumpire a carburanților din ultima jumătate de an.
În mijlocul copiilor, așa și-a sărbătorit a 89-a aniversare tatălui Guguță, Spiridon Vanghele, autorul celor mai cunoscute opere pentru copii. A mers cu ocazia zilei sale de naștere la grădinița Regina Maria din orașul Ialoveni, unde piicii i-au pregătit o surpriză. Îmbrăcați la patru ace și cu flori în mâini, aceștia au cântat fragmente din cele mai cunoscute povestiri ale scriitorului. Vădit emoționat, Spiridon Vanghele a venit cu un îndemn pentru fidelii săi cititori să crească și să salveze națiunea. Copiii de la grădinița Regina Maria din orașul Ialoveni l-au felicitat pe Spiridon Vanghele într-un mod cu totul special. Îmbrăcați în haine de sărbătoare, cu colaci în mână și cu flori, copiii i-au cântat scriitorului la mulți ani. După ce l-au întâmpinat cu căldură, copiii i-au cântat și au prezentat scenete în care Guguță este personajul central. Școala vine acasă când eu eram ca ține 7 sate, umblau la o școală. Și te ducea tatăl tău călare până la școală, așa ai bunele. Mă duceau. Cea mai importantă distincție pe care a primit-o Spiridon Vanghele este cea de tatăl lui Guguță. Prin acest personaj, a cărui cușmă este inconfundabilă, a educat generații întregi. Copiii au fost nerăbdători să-l cunoască pe cel care i-a cucerit cu povestirile sale. Personajul Guguță s-a născut în anul 1967. Când a apărut cartea pentru copii Sprevele lui Guguță. Este ziua Spiridon Vanghele. Așa, și dacă este zi de naștere, atunci ce facem? Atunci vom sărbători și vom spune la mulți ani. Noi am vrut să-i facem o sărbătoare pentru el, să-l onorăm toate cărțile. Este un adevărat magician. Când era frig la toți copii, cușma a văzut că îi pleacă stăpânul și s-a făcut uriașul și a încăput toți copiii. Și într-o noapte oamenii au distrus cușma și au văzut că intra frig mare și au cumpărat foarte multe cuci și au astupat gaura. Noi vroiam să-i facem un cadou excelent pentru el, ca să se bucure pentru noi. Cunoaștem când toate rățuștile de pe uliță se fac rață și toți cucoșii cei tineri încep a cânta sub ferestre și hărbuje din câmp ne vin în sat la vale, înseamnă că e ziua lui Guguță. Și astăzi noi sărbătorim ziua lui Guguță, ziua tatălui Guguță. Vădit impresionat, Spiridon Vanghele a spus că cei mici sunt principala sursă de inspirație pentru povestirile sale, care vor rămâne cel mai frumos cadou generațiilor care vin. Nu pot să nu te inspiri, copiii ăștia. Ei poartă toate nădejdele noastre în suflet. În numele lor noi muncim. Eu vă mulțumesc pentru că v-ați adunat în jurul meu. V-ați adunat, eu știu toată șmecheria. V-ați adunat în jurul lui Guguță. Vanghele de acum se duce. Da, pe drumul acela, ultimul drum, dar Guguță rămâne cu dumneavoastră. În 2012, Spiridon Vanghele a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Chișinău. Printre cele mai cunoscute distincții de care s-a învrednicit scriitorul sunt diploma internațională de onoare Andersen, medalia Mihai Eminescu și Ordinul Republicii. Povestirile Sprăvile lui Guguță și Steaua lui Ciuboțel au fost traduse în peste 40 de limbi, inclusiv în arabă și hindi, înregistrând tiraje de peste 10 milioane de exemplare. Bucurie pentru copiii din satul Negureni, raionul Telenești, localitatea de bașină a colegului nostru Emilian Crețu. Deși este stabilit în capitală de mulți ani, dorul de casa părintească nu-i permite să uite unde s-a născut și a copilărit. Așa că urmarea unei campanii inițiate de el, dar și din bani proprii, a amenajat un teren de joacă pentru cei mici. Vă mulțumesc!
Terenul de joacă a fost amenajat în curtea casei de cultură din satul Negureni, iar lucrările au costat 150.000 de lei. De ce casa de cultură? Pentru că, de fapt, primele ieșiri ale mele în teatru, în lumea personajelor pe care le am, este aici, la casa de cultură. Aici am început, aici au fost primele concerte, primele aplauze și, bineînțeles, că au fost din partea oamenilor din sat. Am făcut un lucru frumos pentru satul meu natal. Poate pentru unii sună egoism, dar eu de aici am pornit și aici a fost intenția mea să fac ceva pentru copiii din Negureni. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care au încredere în mine, care au fost alături de mine în anul 2020 și au contribuit în cadrul campaniei Un Leu. Câte un leu, câte doi, câte trei. Cât s-a adunat? S-a adunat din partea oamenilor 80.000 de lei. Eu am mai adăugat încă 70. Mă bucur foarte mult de faptele lui care le face, când totdeauna stărâșii și face din adâncul sufletului. Mă bucur și îmi pare că chiar el mai dă una zbiera pe aici. Așa că de acum încolo copiii alături de părinți sau bunici vor avea un motiv în plus să iasă din case. Mulțumim lui Emil că l-a construit. E un om foarte bun și îi mulțumim din inimă. Foarte bine, foarte frumos, nu m-am așteptat, o frumusețe pentru sat, o bucurie pentru toți copiii satului. E mulțumit foarte mult pentru așa ceva, că a avut capica la nărod nu prea este, dar dumnealui Dumnezeu să-l poarte cu tine, a făcut un lucru bun pentru cine? Pentru copchinaș. Negureni ducea lipsă de un astfel de teren și copiii nu au posibilitatea să aibă tot ce au astăzi niciodată. Atât în numele meu și în numele întregii comunități facem plecăciuni și sincere mulțumiri lui Emilian pentru ceea ce avem la etapa de astăzi. La inaugurarea terenului de joacă, toți copiii au primit pufuleți și înghețată gratuit. Colegul nostru Emilian Crețu spune că nu se va opri aici și că va continua campania Un Leu, pentru că mai are idei multe pe care ar vrea să le realizeze în satul de Baștină, Negureni. A băut ceaiul cu regina. Cuplul prezidențial american a petrecut la castelul Windsor mai mult decât a prevăzut protocolul. I don't think she'd be in celibate. You bet my mother. She reminded me of my mother. In terms of the look of her and the, you know, just the generosity. Detalii despre întrevederea președintelui american cu regina Marii Britanii aflați la știri. Liderii NATO au început la Bruxelles un summit la care speră să deschidă un nou capitol în cooperarea transatlantică pentru a face față unor provocări precum tensiunile cu Rusia sau ascensiunea Chinei. Secretarul general al NATO a subliniat că liderii reuniți la summit reprezintă 30 dintre cele mai puternice democrații din lume, care împreună reprezintă aproape 1 miliard de oameni, jumătate din puterea economică mondială și mai mult de jumătate din forța militară a lumii. Our relationship with Russia is at its lowest point since the end of the Cold War. This is due to Russia's aggressive actions. I am confident that the NATO leaders will confirm our dual-track approach to Russia, strong defense combined with dialogue. Atunci când suntem uniți, putem depăși orice amenințare la adresa securității noastre. Astăzi deschidem un nou capitol în relațiile transatlantice cu agenda 2030, o agendă pentru viitor, a declarat Jens Stoltenberg în deschiderea Consiliului Nord-Atlantic. Stoltenberg a declarat că organizația se află într-un moment crucial, marcată de concurența geopolitică în creștere, instabilitatea regională, terorismul, atacurile cibernetice și schimbările climatice. Nici o țară și niciun continent nu poate face față singur acestor provocări, dar Europa și America de Nord nu sunt singure, suntem împreună în NATO, a subliniat el. Înainte de începerea reuniunii, cei 30 de lideri care au sosit la sediul NATO în cursul dimineții au participat la o fotografie de familie, în timpul căreia au fost scutiți pentru scurt timp de măști, o ținută impusă de criza de sănătate. Apoi au parcurs pentru scurt timp foaierul vitrat al clădirii, unde s-au oprit pentru a urmări o proiecție de mari dimensiuni a principalelor provocări ale alianței, care vor fi abordate în cadrul acestui summit. Acestea sunt în principal modul în care NATO poate răspunde cel mai bine la tensiunile cu Rusia, retragerea trupelor aliate din Afganistan după 20 de ani, rivalitatea militară cu China sau efectele schimbărilor climatice asupra securității. La
La sosirea la sediul NATO, președintele american Joe Biden a subliniat de asemenea că organizația este foarte importantă pentru interesele țării sale și a declarat că articolul 5 privind apărarea colectivă, piatra de temelie a NATO, rămâne o obligație sacră. Președintele Biden a fost întâmpinat de premierul belgian Alexander De Croo și s-a urcat apoi la bordul The Beast, una din limuzinele blindate ale președinției americane, având ca destinație ambasada americană la Bruxelles, unde va rămâne în timpul șederii sale în capitala belgiană. Mâine el va avea o întâlnire cu liderii instituțiilor Uniunii Europene, iar miercuri se va întâlni la Geneva cu președintele rus Vladimir Putin. La summitul G7 din săptămâna trecută, liderii s-au angajat să distribuie un miliard de doze de vaccin anti-COVID-19 statelor sărace până la sfârșitul anului viitor, a anunțat duminică premierul britanic Boris Johnson. Vaccinurile vor fi livrate prin donații din partea statelor membre și prin mecanismul COVAX, a menționat premierul britanic fără a da alte detalii. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății însă, pentru a pune capăt pandemiei, ar fi nevoie de 11 miliarde de doze, mult mai mult decât angajamentul G7, ceea ce a stârnit critici din partea mai multor asociații umanitare, transmit Reuters și AFP. O explozie de proporții a avut loc la o stație de alimentare cu gaz din orașul Novosibirsk din Rusia. Cel puțin 16 persoane au fost rănite, între care un copil și doi salvatori. Potrivit martorilor oculari, flăcările au izbucnit în timpul alimentării unui automobil la pompă. Чика! Ну чё, папа? Ulterior s-au produs cel puțin 5 explozii, iar incendiul s-a extins pe o suprafață de 1200 de metri pătrați. La baza locului au sosit pompieri, iar circulația în zonă a fost restricționată. Lângă stația Pecon Flăcări se mai află o benzinărie care riscă să explodeze și ea dacă incendiul nu va fi lichidat rapid. Pompierii au intervenit de urgență, dar au avut probleme din cauza presiunii slabe a apei. Mii de spanioli au ieșit duminică în stradă în centrul Madridului în semn de protest împotriva intenției guvernului de a-i grația pe 12 politicieni catalani condamnați în legătură cu tentativa de secesiune din 2017. Cel puțin 25.000 de oameni, potrivit poliției, se adunaseră duminică la orele prânzului în piața Colon. Între cei prezenți se aflau și liderii Partidului Popular, principalul partid de opoziție și formațiunii de extremă dreapta Vox. 9 lideri ai separatiștilor catalani au fost condamnați la închisoare între 9 și 13 ani în octombrie 2019. Alți 3 acuzați au fost considerați vinovați doar de nesupunere, faptă mai puțin gravă, pentru care nu au primit pedepse cu închisoarea. Dreapta a reușit să reunească. 10.000 de oameni au cerut demisia premierului socialist Pedro Sánchez, acuzându-l că a trădat Spania prin dialogul cu separatiștii catalani, relatează Reuters și AFP. Președintele american Joe Biden a declarat că regina Elisabeta II, Marii Britanii, cu care a luat ceaiul duminică după amiază la Windsor, i-a adus aminte de mama sa. Biden a invitat-o cu acest prilej pe regină să viziteze Casa Albă. I don't think she'd be insulted, but you bet my mother. She reminded me of my mother in terms of the look of her and just the generosity. Joe Biden a mărturisit presei cu puțin timp înainte de plecarea sa de la Londra că a avut o discuție grozavă cu suverana, care a întrebat-o de liderul rus Vladimir Putin și de cel chinez Xi Jinping, relatează Reuters. Cuplul prezidențial american a petrecut la castelul Windsor peste o oră, cu circa 10 minute mai mult decât era prevăzut. Duminică seara, președintele american a aterizat la Bruxelles, unde va lua parte la summitul NATO. A prestat servicii în domeniul financiar în 15 țări din Europa și din Asia. A coordonat livrarea unui produs financiar digital utilizat de peste 2 milioane de oameni. Dar a decis să revină acasă, unde a pornit alte proiecte. Vorbim despre Natalia Bejana, cărei istoria a fost pusă la emisiunea Cealaltă Basarabie de la Jurnal TV.
Natalia Bejan a câștigat o bursă de masterat în orașul Praga. A avut o bursă și pentru a face doctoratul, însă a fost angajată într-o companie de consultanță și a ales să rămână acolo. Experiența asta de consultanță a durat 6-7 ani, depinde cum măsurăm, pentru că ultimul proiect pe care l-am avut deja a fost un proiect foarte mare care m-a luat în China. Deci împreună cu el am plecat în China, acolo am lucrat un an ca și consultant și după care a urmat un contract deja de lucru pe post de angajat într-o companie locală chineză. Natalia spune că a gestionat proiecte internaționale cu un impact major. Eu am avut proiecte foarte mari pe care le-am administrat și deși aveam frică cumva că, de exemplu, proiectul în China, aveam 31 persoane care îmi raportau mie, un proiect de 14 milioane de euro investiții, eu fetiță de 27 de ani, încă zic fetiță. Și totuși eu știam exact atunci ce am de făcut. Experiența din Asia i-a deschis noi orizonturi. Începe peste 2 ani de muncă în China, a coordonat livrarea unui produs financiar digital utilizat în prezent de peste 2 milioane de chinezi, dar într-o bună zi a decis să plece. Eu am simțit că lucrurile cele mai importante, operaționale, au fost făcute. Echipa deja era o echipă foarte matură, era și persoana căreia puteam să-i dau mai departe rolul de conducător a echipei. Iar pe de altă parte, viața socială în China, ca și un străin, atât timp cât tu nu locuiești în Hong Kong, bine, Hong Kong asta nici nu este atât de tare China, dar dacă nu locuiești în Shanghai sau Beijing sau poate Shenzhen și în vreo două orașe, tu real ești social detașat. În Republica Moldova a început proiectul Gineco, un proiect de educație sexuală. Ce ne punem noi ca și scop este să... Deci vorbim despre gineco, vorbim despre educație sexuală. În primul rând este să continuăm ceea ce am început, adică postarea informației educative pentru femei și bărbați, referitor în mare parte la sănătatea femeilor. Natalia este activă și participă la diferite evenimente. Este sigură că doar prin informare și implicare lucrurile se pot schimba. Trăiește din plin decizia de a se stabili acasă și crede cu desăvârșire în planurile pe care le are. Eu am văzut foarte multe lucruri care au fost schimbate. Și slavă Domnului, am întâlnit foarte multe persoane care sunt aici pe loc și sunt foarte pozitive referitor la cumva direcția de dezvoltare a Moldovei. Din păcate, cunosc că din când în când persoane care îmi zic că cea mai mare greșeală în viața ta este faptul că tu acum ai decis să te întorci în Moldova. Chiar dacă mulți aleg să plece peste hotare din cauza sărăciei, Natalia Bejan consideră că și acasă poți câștiga. Este suficient ca cetățenii să înțeleagă un lucru. Pentru că fiecare persoană în parte care este aici să-și asume decizia că eu sunt aici pentru că eu vreau să fiu în Moldova. Pentru că eu vreau să fac aici ceva, dar mesajul meu principal oricum ar fi: hai în primul rând uite-te la tine, hai în primul rând tu asigură-te că tu ești ok, că tu ești fericit, că tu faci ce îți place și în ce ești bun și îți valorifici tot potențialul pe care tu îl ai. Și asta ar fi așa de fain ca noi să încetăm să ne plângem că am rămas, nu m-am dus. M-am dus, dar mi-e greu. Aș reveni, dar nu pot. Emisiunea cealaltă, Basarabie, poate fi urmărită la Jurnal TV în fiecare zi de vineri de la ora 22:00. Doamnelor și domnilor, acesta a fost principalul jurnal al zilei. Urmează rubricile Sport și Meteo, iar mai apoi emisiunea Ora Expertizei. Nu uitați, dacă ați fost martori unui eveniment care poate deveni o știre, scrieți-ne la adresa de e-mail contact@jurnaltv.md sau pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem la jurnalul de noapte. Numai bine!